Așa. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la treia cu proful. Ne atâlnim din nou la treabă. Așa că Daria îți propun să încercăm să înțelegem utilitatea operațiilor cu fracții. Că deocamdată am învățat cum se adună, cum se mulțesc, cum se împart. Ți-ai schimbat ochelarii, nu? Rama, o ruptă. Rama, așa. Să vedem care este, să spunem, importanța operațiilor cu fracții. Mă interesează foarte mult asta. Și ca să vedem, ne reamintim din nou. Deci cum se adună operații cu fracții? Hai să zicem așa, da? Operații cu fracții. Pe clasa A, 4-a, da? Noi am văzut 1 pe 6 plus 2 pe 10. Cu cine este egal? Mai întâi vedem ce număr s-ar împărți la ambele. Da. Deci așa aflăm cel mai mic multiplu comun, da. Nu? Și care ar fi între 6 și 10? 60. Ar fi 60, dar nu putem, poate găsi mult un mai mic decât 60. Pentru că să găsim un număr și la 6 și la 10? 5. Nu, da, da. Nu. Treizeci este. Da. Pentru că, uite-l repede, nu? 6 este egal cu 2 ori 3. 6 egal cu 2 ori 3. Nu? 2 ori 3. Așa. 10 este egal cu 2 ori 5. Și atunci e limpede că rămâne este 2 ori 3 ori 5. 15 ori 2 care nu e 30. Așa. Și atunci 30. Și prima cu 1 cu 5. Deci asta aici cu 5. Și acolo amplificăm cu 3. Cu 3. Și atunci... Și atunci va fi egal cu o linie mai mare de fracție. Da. Pe care punem jos 30. Deci 5 ori 5 plus 3 ori 2, 5 6. Plus 6, care este egal cu 11 pe 30. 11 supra 30. Deci asta este rezultatul. Așa, deci adunăm două. Dacă sunt mai multe fracții, aceeași poveste facem, da. Nu? Dacă e vorba să 1 pe 6 împărțit, nu, mulțit cu 2 pe 10. Deci cum înmulțim două fracții? Unu pe 6 mulțit cu 2 pe 10. Păi facem 1 cu 2. Da. Și 6 ori 10, da? Da. De aceea spuneam mai devreme că iubim foarte mult fracțiile ireductibile. Păi prima nu se poate. În prima nu. Dar a doua cu 2. Asta trebuie să o facem chiar de mai sus, înainte. Da? Trebuia să o facem, da. Ne-am dus, ne-am păcălit. Că dacă mă duceam așa, deci 1 pe 6 plus 2 pe 10 egal cu 1 pe 6 plus, simplificam pe asta prin 2, 1 pe 5. Și uite cât de ușor era și numitorul. Mult mai ușor o vedea că e 30, da? Vezi ce înseamnă să iubim fracțiile ireductibile? Așadar aici cu 5, din face cu 6 și iată-ne că venim 5 cu 6, 11 supra 30, da? 11 pe 30. Uite cum am învățat. Da? Așa. Deci, multă grijă tot timpul când vedem fracții să ne asigurăm că ele sunt ireductibile. Păi, deci pe o simplificăm cu 2. Deci o simplificăm cu 2 așa. Avem 1 pe 6 ori 1 pe 5. Ori 1 pe 5. Care este egal cu 1 pe 30. 1 pe 30. Deci, vezi, deodată avem foarte clar răspunsul în condițiile în care suntem preocupați ale fracțiile ireductibile, da? Mai vedem fracția următoare. Dacă ar fi 5 pe pe 6 ori 2 pe 10, 2 pe 15. Pe prima nu putem simplifica. Nici pe a doua așa. Nu. Dar totuși, după ce mulțim, să le simplificăm așa. A, așa, pentru că după ce le mulțim, ele devin o singură fracție. 5 și 15 pe, cu 3. Da. Cu 3, cu... 5 și 15, deci... Cu 5, cu 5. 5, aici rămâne 1 și din face 3, da? Și 6 cu 2, prin 2. Așa, și aici... 1 și 3. Da. Și, ce și va fi egal cu... 1. 1 pe 3. 3 ori 3, 9, da? Ori 1 pe 3, care da. Este egal cu 1 pe 9. Face 1 pe 9. Asta este rezultatul. Deci 1 pe 9. Mai departe, să vedem acum cum se împart două fracții. Da. Deci dacă ți-ar da 5 supra 6, 5 supra 6 împărțit la, să spunem, la 15 pe 4, egal cu 6 ori și, ori, da. Da. 5. Ori 4 pe 15. Aaa, da, 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 da. Da, inversată, da? Da. 5 pe 6 ori 4 pe 15. Da. Care va fi egal cu... Și acum ne uităm dacă putem face pe simplificările pe diagonală. Doar cu 5 și cu 15. Așa. Și simplificăm prin 5. Și ne va da 1 pe 3. Da. Și atunci, 1 6 pe 4. 6, pe 6 și pe 4 nu putem. Ba da, pentru un 2. Există un divisor comun. Da, da. Așa. Și ne dă 2 pe 3. 3 și aici 2. Deci, 1 pe 3. Deci, 1 ori 2, 2. Supra 3 ori 3, 9. Da, este egal cu 2 pe 9. 2 pe 9. Deci, observăm că pe urma calculului făcut, deci la împărțire mulțim prima cu a doua inversată, da? Așa. Și acum hai să încercăm să facem un exercițiu mai amplu, compus din mai multe chestii, da? Deci să spunem, dacă... Scăderea este aceeași ca și la adunare, da? Deci nu e nicio problemă. Să zicem, 1 pe 6 minus 1 pe 2 plus 5 supra 3 ori 9 supra 15, 9 supra 10. Stați cu mine, deci că... Lăsați, scriu eu, vezi, dumneavoastră scrieți. Da, tot într-o paranteză, tot într-o paranteză, împărțit la 2 pe 3 plus 1 și asta într-o paranteză dreaptă înmulțit cu 2 pe 3 minus 1, da, egal cu, să facem calculul. Prima exerciție cu fracții, da? Așa, să vedem ce facem acum. Început să râde. Așa. Egal cu... Păi... Facem ce în paranteza rotundă pentru început. Da. Deci vine 1 pe 6. Stați puțin să scriu. Deci 1 pe 6 minus 1 pe 2, păi amândouă se pot simplifica prin 2. Deci 1 pe 6 minus 1 pe 2, da. Care se poate simplifica prin 2. Unde se poate? 6 și 2. Se poate amândouă prin 2. Se poate simplifica prin 2? Da. Stai o secundă, nu înțeleg. Adică 6 împărțit la 2 și 2 împărțit la 2. Da, dacă nu este nici înmulțire și nici atunci nu s-ar face așa. meu uităm paranteză, trebuie să luăm așa, ca, așa cum știi tu. Ordinea efectuării operațiilor este asta. Mai întâi facem paranteza rotundă. Păi da, și facem mai prin scăderea. Nu, înmulțirile și împărțirile se fac. Păi da, ne facem și scăderea, că e același lucru, apoi facem deci, și plus. Deci, numai aici se face o scădere, da? Da? Și până da, facem înmulțirea. Da, da, da. Bun, dar de regulă îți las asta ca să facem doar un capul altul. Nu... Ai înțeles? Da. Deci nu ne ducem să facem pe bucăți așa. Acum știu. Așa. Deci m-am uitat și aceea nu este, este o fracție irreductibilă. Și 5 pe 3 și 9 pe 10. Da. Și deci, totuși ce se mai poate face? Fiind vorba de mulțire. Ah, sigur că... Dați puțin să scriu și eu. Așa te aștept. Da. Așa. Și... luăm pe 19 pe 3. Da, am lăsat pe 15 pe 10. Ok, pe 15 pe 10. Așa. Și 1 aici și... 1 sus. Și da. 2 jos. Da. Așa. Și 3 și 9 se fac prin 3. Da. Și avem 1 jos, deci 1 da. Pe 1. Ori... și avem aici... Ori 3 pe 2. Deci faci 1 pe 6, minus... 1 pe 2, plus 1 da. Pe 1, ori 3 pe 2. 1 pe 2, plus... 1 ori 1, 3 pe 2. 1 pe 1. Da, așa. Ori 3 pe 2. Ori 3 pe 2. Și cât faci? 1 ori 3, 3, 1 ori 2, 2. Eu am scris deja. Da? Și plus 3 pe 2, da? Da. Și într-o paranteză rotundă... 2 pe 3, plus... Punem paranteză rotundă, da? Împărțit la... 2 pe 3 plus 1, închidem paranteza dreaptă, ori 2 pe 3, ori 2 pe 3, minus 1. Domn profesor, dar dacă tot apoi, după ce împărțim, îl mulțim la același număr, că apoi plus 1 minus 1. Și plus 1 aici e problema. Dar lăsați puțin, că am gândit. Aia se împarte. Apoi deci plus 1, apoi da, apoi plus 1. Și apoi se înmulțește și apoi minus 1. Adică... Nu, că tot rezultatul se va... tu zici că va rămâne numai asta în final, nu? Nu. Nu se va întâmpla așa, da? Și atunci să rezolvăm problema de aici, da. Ca din numitorul comun. Păi, acum, numitorul comun... 6. E vorba de cel care, la care se împartă toți. Păi da. Păi nu 2. 2 e un divizor. Dar 6 este numitorul. Cel mai mic multiplu comun. Cum am făcut aici? Noi l-am găsit pe 30. Între 6 și 10. Ce ți este neclar? Faci o confuzie acum? Una este divizorul și asta e multiplu. Da. Deci aici e vorba de multiplu comun. Păi da, și nu toate se împart la 2. Cum? 6? Se împarte la 2. Păi da, dar 6 trebuie să-l luăm. 6 se împarte la 6 să face 1, nu? 6 se împarte la 2 ca să amplificăm cu 3. Da. Da? Și 6 se împarte la 2 și amplificăm cu 3. Deci acolo o să punem deja paranteză. Deci, o singură linie de fracții. Da, o să punem. O singură linie fracție. Punem 6 numitorul. Da. Așa. Și acolo să avem 1 ori 1. 3 ori minus 3 ori 1 minus 3. Deci 1 minus 3 plus 9. 9. Ah, da. 3 ori 3. 9. Plus 9. Și de paranteză. Da, nu mai trebuie să mai punem paranteza rotundă, că rolul ei îl joacă linia de fracții. Așa, da. Da. Apoi împărțit la 2 pe 3. Împărțit la 2 pe 3. Plus 1. Plus 1. De paranteza. Da. Ori 2 pe 3 minus 1. 2 pe 3 minus 1. Și? Este egal cu... o să ducem pe 9 în față. La 1. Îl ducem pe 9 în fața lui 1. Unde la? La fracție. Îl ducem pe 9 în fața lui 1. pe 9, în fața lui 1, ca să poți. Dar poți să duci și așa, 1 și cu 9, 10. Da, 10 minus 3, 7. Sigur că da, ca să nu mai... Și este egal cu 7 pe 6. 7 pe 6, corect. Împărțit la 2 pe 3. Da. Plus 1. Da. Și asta într-o paranteză rotundă. Da. Ori 2 pe 3. Corect. Minus 1. Și este egal cu, paranteză rotundă, 7 pe 6 ori 3 pe 2. Corect. 7 pe 6. 1, ori 2 pe 3 plus 1. Ori 2 pe 3 minus 1. Care este egal cu... 2 pe 3 minus 1. Care este egal cu... Și tot pune paranteza rotundă. Așa. Și este egal cu 21... Pe 12. 6 cu 2 se simplifică. 6 cu 2. Deci 3 pe 2. Am mulțit cu 3 pe 2. A, așa. Eu am fost neatent. Dar tot se simplifică. Tot se simplifică. Tot am dat, da? Prin 3. Da. Și atunci am 7 ori 1. Aici facem cât 1. 7 ori 1, 7. Da. Și 2 ori 2, 4. Deci 7 pe 4. 7 pe 4. Plus 1. Închide paranteza rotundă. Ori 2 pe 3 minus 1. 2 pe 3 minus 1. Minus 1. Și egal cu. Și este egal cu 7 pe 5. Deci 7 pe 5. Cum ai făcut 5? Deci 7 pe 5. Deci am aici cu 4. Da. Stați puțin pe așa. Da. Deci e cu 4, că aici numitorul este 1. Da? Și între astea 2, 4. Da, mă scuzați că nu am mai... Așa. Și 4 împărțit la 4. 4 împărțit la 1. 1. Și 4 împărțit la 1, 4. 4, da. Deci va fi egal cu... 7 plus 4. 4. Adică 11. Da. Supra 11. 4. Supra 4. Ori 2 pe 3. Minus 1. Și 11 împărțit la 3 nu se poate, dar 4 împărțit la 2 se poate prin 2. Sigur că da. Și va fi egal cu 11 pe 2. 11 pe 2. Ori 1 pe 3 minus 1, care va fi egal cu, care va fi plus 1 pe 3 minus 1, care va fi egal cu 11 pe 6 minus 1, care va fi egal cu 11 pe 5. Face? Amplificăm aici cu închipui că numitorul e 1. Și aplicăm cu 6. Așa. Și va fi egal cu 11 pe 1. Minus 6. 11 minus 6 care... Totul supra 6. Că punem numitorul comun. Da, s-a spuțit să scriu și eu. Da. 11 minus 6, totul pe 6. Și este egal cu 5 pe 6. Cu 5 supra 6. Bun. Atunci, iată că am ajuns la capăt. Și trebuie să spunem că aici am avut toate operațiile de făcut. Și înmulțirea, și împărțirea, nu? Și adunări, scăderi. Deci tot. Așa se întâmplă când începem să lucrăm egheșiții în care să fie toate, nu? Dar nu e deloc dificil. Poate, domnul profesor? Da. Aș vrea să vă dau exercițiul acela de ieri. Care l-ai gândit tu? Da. Te rog. Așa, doar să rămăsesc când am mai făcut și eu asta. Așa, gata, l-am găsit. Am modificat doar o chestie. Cum suna gheșițiu? 2a plus 5b plus 3c egal cu semnul întrebării. Asta era exercițiul trecut. A plus B egal 3 și B plus C egal 5. Și să ne aflăm. Eu am făcut o modificare și eu cred că o să o constatați în timp ce o să vă spun exercițiul. Deci cum facem? Exercițiul meu, vi-l spun, nu? Da, da, da. Deci 4A plus 2B plus 4C răspuns a A. Deci 4A. Deci 4A plus 2B plus 4C plus 4C este egal cu semnul întrebării. Da. Știind că 2A plus B este egal cu 20. Da. Și că B plus C este egal cu 9. Da, cu 9. Și vă mai dau o chestie. A este mai mic decât 10. A mai mic decât 10. Dar da. Crezi că mă interesează? E important asta? Crezi tu? Eu am să încerc să fac exercițiul. Eu să știți că eu am schimbat mai acolo că exercițiul normal era A plus B egal 3 și am spus 2A plus B. Bun. Doar asta am schimbat. Da, haideți să încerc acum să văd cum mă descurc. Deci, iau pe 4A plus 2B plus 4C este egal cu... Desfășor, nu? Deci egal cu... Nu e mare chestie. Eu 2A. Iau 2A plus 2A. 2A plus 2A pentru a face pe 4A. Plus B plus B. L-am rupt pe 2B. Și plus 4C pentru că despre 4C nu prea am nicio grabă. Acum nu știu ce să fac. Și egal mai departe. 2A plus B ăsta fac sigur. După relație, deci fac 20. Deci va face egal cu... 2A plus 20. Deci vine 2A plus 20. 2A plus 20. Și acum putem... avem acolo încă un B și avem 4C și nu un B și un C. Deci plus un B plus un C, deci da? Plus 9. B plus un C plus 3C. Da, și ne va da A... dar trebuie să vă las pe dumneavoastră să rezolvați. Sigur că da. Eu sunt pus acum la încurcătură, nu? B plus C este 9, da? Și este egal mai departe cu 20 plus 9, da? Și plus 2A plus 3C. Deci 20 plus 9 plus 2A plus 3C. 29, deci egal cu 29 plus 2A plus 3C, cum îl lucrăm? Pe 2A plus 3C. Păi nu știm că... Mi-mi trebuie acum 2A plus 3C, că nu am cum să finalizez. Păi, dar de ce nu scrieți A plus A? Eu zic A și plus A. Stați, vă mai pun o chestie acolo, ca să puteți să finalizați exercițiul. Da. Ok, stați, mă gândesc. Deci... Să scriu că... A plus C. A plus C este egal cu 16. A plus C este egal cu 16. Dar mai rămâne un C. Dar de unde A plus C egal cu 16, da? Da. Dar îmi dai tu A plus C, da? Da. Deci mai dai și A plus C. Egal cu 16. Eu îți iau acum 2A și 2C și rămâne C. Da. Atunci nu trebuia să mă pui la încercarea asta cu 4C, ci mai puțin de 4C. Mai puțin. 3C. Uite că chiar 3C rămâne. Eu zic că ar fi fost bine un 2A plus un C. Că 2A mi-a rămas. Și plus un C, dacă îmi rămânea. Da. Un C l-am consumat. Atunci puneți acolo, deci 4A plus 2B plus C. Da. Egal cu semnul întrebării. Plus C, da. Și mai puneți acolo ca A plus C egal cu 16. Deci 2A plus C. Și atunci... Vreți să vă dau acolo 2A plus C egal cu... Eu am 2A. Vreți să vă dau 2A plus C egal cu cât? Nu, nu dacă îmi dai prea multe relații, mai bine modificăm de aici. Înțelegi tu? Deci hai să ne întoarcem înapoi. Deci. Apoi, 29. Și aici este 2A plus un B. Nu, nu, nu. Uite că facem împreună. Modificăm împreună. Așa, deci. Deci 2A. Acolo să scriem. 4A plus 2B plus C. Completați acolo. Cât? Acolo cu 4A plus 2B plus C. 4A plus 2B plus C. Aici? A, plus un C. Bun. Și atunci, 2A plus B egal cu 20. Deci am făcut treaba 2A plus B. B plus C. Egal cu 9 și C plus... Și acolo trebuie să scriem că C, A plus C. 2A plus deci, nu zicem 4B, ci tu spui să scrii un singur C. Și atunci... Dacă zic un singur C... Așa... Mi-a rămas doar B plus C și B plus C... Uite, vezi? B plus C este iarăși... este 9, dar aici... Mai rămân 2A. 2A și plus un B. Hai să spunem 3B. Cred că 3B să zicem. 3B. Uite că acum ne-s. 3B. Deci 3B, da. Da? Încât să-mi rămână mai departe un 2A plus B. Da? B plus C. Și mai este și plus un B aici. Au fost câți de B? Uite, 3 de B. Aha. Și am 1, 2, 3. Da. A, și atunci puteți face două echipe de 20. Da. Și una de 9. Asta este. Și aici zicem plus un B plus C și plus un ce zicem noi aici? Plus un B. Da? Da. Și iată, acum avem 29 plus 2A plus B. De unde 29? Ah, da. 20 și cu 9 ăsta, da? Da. Și face iarăși ăsta 20. 29 plus 20. 29 plus 20. Și egal cu 49. Deci, Daria, hai să ne înțelegem. Nu se pun la întâmplare lucrurile acestea. Da? Deci nu la întâmplare 4A plus 3B plus C. Deci nu la întâmplare. Ci în funcție de condițiile care le dai tu aici. Da? Deci, acum am înțeles, dai întâi condițiile. Da? Și pe urmă îți fixezi. Fie că iei de două ori pe asta, fie că iei și pe cealaltă și nu știu ce, încât pe ăla care rezolvă să-l pui în situația să le folosească pe aceste condiții, da? Bun. Acum stați să văd dacă e corect rezultatul. Deci, eu l-am pus pe A9, deci 9 ori 4, 36, plus 4, plus 7. Deci 94 plus 4 plus 7. A, ba nu, că acolo ați făcut cu 3D. Da, deci nu iei tu numerele la întâmplare și dai, le adunci, le scazi acolo, urmărește-mă, Daria. Da. Deci nu asta e logica. Logica este așa, că dai condițiile și pe urmă, aceste două condiții le aduni între ele, le mulțești cu 2, le faci ăștia și îi ceri expresia aceea care rezultă. Da, deci... Dacă tu iei niște numere ABC și vezi ce înseamnă 2A plus B și B plus C, așa și cum îți spui să se afle expresia fără să ții cont că el îl poți băga într-o situație dificilă, nu reușește. Da, vă spun. Da? Adică, concret, să-ți arăt că veni vorba, tu te ocupat acasă și nu ți-a fost clar mecanismul pe care trebuie să-l respecti ca să se poată face treaba asta. Și acum zicem așa. Noi dăm condițiile. 2A plus 3B egal cu 5. Hai, te rog. Da? Deci 2A plus 3B egal cu 5. Dar scrie. Deci cum compunem un astfel de exercițiu? 2A plus 3B egal cu 5 și um, 2B plus C egal cu 7. 2B plus C egal cu 7. Și acum, Daria, pe asta dacă o mulțești cu 2 pe prima, ea devine 4A 4A. Gata. Da? Da, urmărește. Tu vorbești și lucrează. Da. Deci toate egalitatea o mulțim cu 2. Așa. Și rezultă că am 4A plus 6B. Da. Egal cu 10. Da. Și pe asta la altă... Nu, cu 3 pe asta, să zicem. Cu 3? Cu 3, sigur. Da, cu 3. Și atunci... Și rezultă 6 plus 6B. 6B, că mulțești cu 3, da? 6B. Păi da, 6A, de 2B. Da. 6B. 6B plus 6C. Plus 3C. 3C? Da. A, da. 6B plus 3C egal cu 21. 21. Atunci am putea să... Hai să le adunăm pe astea două. Hai să le adunăm între ele. Ok. Și am aici 4A plus 6B. 4A plus 12B. 12. 6 plus 6. B-ul și aici și acolo, da? Plus 12B. 12B plus 3C. Da, egal cu... Egal cu 31. 31. Și acum îți spui, să se afle expresia. Să se afle expresia. 4A 4A plus 12B 12B plus 3C egal cu cine? Știind că Dar noi știm deja. Apoi da, știm noi culiții care am compus exercițiul. Dar el nu știe. Dar nu. Că nu ne-ați dat rezultatele. Păi nu, știm că 2A plus 3B 2A plus 3B egal cu 5 și 2B plus C egal cu 7. Da. Da? Deci să se afle expresia asta știind că 2A plus 3B egal cu 5, 2B plus C egal cu 7. Nu știm asta din urmă. Abar n-avem, că nu știm. Dar noi știm că am făcut. Nu, nu, noi doi știm. Dar cel care i-am propus exercițiul să facă, el nu știe. Ne închipuim că acum am citit exercițiul ăsta dintr-o culegere. Da? Și știm doar că trebuie să ajungem la 31. Păi, dar e ușor dacă facem așa. Cum? Pentru că facem A plus A plus 5B, avem 5B, plus C este mai... De ce 5B? Pentru că avem acolo 3B plus 2B. 3B plus 2B, da? 5B. Deci da. Care ne dă, care ne va da 12. Și dacă 9 ne dă acolo, deci, și noi avem acolo 2A plus 5B. Deci tu urmărești mai întâi să pui prima condiție în evidență. Da. 2A plus 3B. De aceea umbli la 4A. Da. Și îl zici 2A plus 3B. Da. Și muși din 12B, da? Și voi avea apoi 2A plus 9B plus 2C. Deci 2A plus... Hai să scriem. închipuim că deci nu știm nimic și lucrăm acum, na? Ne-a propus cineva exercițiu. Deci 2A plus, cât am zis, 3B. Plus, în continuare, din 4A mai am pe cine? Încă un 2A care a rămas. Plus 9B. Plus 3C. Plus C. De ce plus? Plus 3C, asta era expresia. Egal cu. Acum, 2A plus 3B. 2A plus 3B, că ne dă 5. Da, face 5 odată. Da. Deci egal cu 5. Plus A plus 3C. Deci 5 plus... A plus 2B... 2B, mă scuze, da. Deci 2B plus C. Deci 2A. 2A scriu 9. Da. Deci și plus 3B încă o dată. Sesizăm că mai putem pune în evidență. Deci 2B plus... acolo. De ce? Păi 9B... Deci, așa, descriem 5 plus. Noi din 2A putem să luăm un B și să facem din nou un 5. Deci, nu din 2A. Lângă 2A mai punem un 3B. Mai punem 3B. 3B? Păi din 3B. Așa, da, 3B. 3B. Și facem un 5. Deci vine plus 5. Plus, punem 3B ca să vadă totul. Și ne mai rămâne acolo 6B plus 3C. Și facem 2B plus C. 6B plus 3C. Și facem 2B plus C. Ah, ba nu, gata, știu! Că noi deja acolo avem formații de încă 3 perechi de 2B plus C. Scoatem un 3 în factor comun. Da! Și facem, deci acolo să avem 5 plus 5. 5 plus 5. Plus 7 ori 3. Plus, nu, plus zice, se vadă tot omul. Plus 3 ori. 3 pe lângă. 3 pe lângă 2B. 2B plus C. Plus C plus 2B. Și egal cu 5 cu 5 face 10. Și este egal cu 10 plus... Noi deja știm cât facem aia 3 ori 7. Ori 7. Și face 10 plus 21, care este egal cu 31. Deci, poanta este așa, că urmărind expresiile care sunt date, știind că 2A plus 3B face 5 și că 2B plus C face 7, puteam rupe de la început pe 12B ca 6B și 6B. Și dădeam un 2 în factor și ne dădea de 2 ori 2A plus 3B. Dar noi nu ne-am prins deodată și am făcut de 2 ori echipajul 2A plus 3B și încă o dată 2A plus 3B. L-am consumat pe A, însoțit de B-ul respectiv, și ne-a rămas 6B plus 3C. Și am sesizat aici că putem scoate factor comun în 3 și atunci ieșiți-o am mers perfect. Dar dacă greșeam un pic, în loc de 3C puneam 4C, gata, era exercițiul blocat. Deci în baza acestor condiții, nu punem la întâmplare expresia, ci ea este rezultatul a ceea ce înseamnă mulți cu de 2 ori, mulți cu de 3 ori adunate, scăzute, dacă vrei să-și fii complicat, le și scază la un moment dat. Și atunci îl faci un exercițiu tare de tot, foarte tare. Dar eu nu m-am grăbit să scad expresiile acelea, după ce am mulțit cu 2 și cu 3, nu m-am grăbit să le scad pentru că mi-am dat seama că este foarte dificil și am lăsat numai cu adunare. Că la nivelul vostru, numai cu adunare merită să gândim. Așadar, tu mi-ai propus asta, că ai încercat acasă să faci un exercițiu, modificând tu de puțin și crezând că merge. Ai văzut că n-a mers, nu? Acum, împreună, noi doi, am stabilit care este algoritmul, care sunt pașii de făcut în compunerea unui astfel de exercițiu. Nu-i simplu, nu? Ai sesizat că nu-i simplu, ci trebuie să fie totul foarte bine gândit ca să exercițiul să meargă. Ca altfel, cel care pui un exercițiu de ăsta, își bate capul de nu mai poate și până te înjură. Deci nu se poate să facă așa, ce mi-a dat în penea asta, nu se poate. El ajunge să constate că rămâne un C liber, care nu se mai poate cupla pe acolo și nu mai poate să conducă exercițiul. Și spune, e greșit. Și asumă răspunderea, e greșit. N-am suficiente informații ca să-i pot face treaba așa cum ne cerea. Nu-i pot calcula expresia. Că tu nu-i dai trei informații, îi dai numai a două. El trebuie să le îmbine pe astea două, să le folosească în exercițiu și să poată ajunge la rezultat. Altfel nu reușește. Am înțeles? Bun. Acum, mai ne întoarcem la fracții, că îndată, Daria, la clasă 40. Da? Mai să un pic. Sau ia schimbă la cât din celălalt? La 7. La 7. Mai sunt 45. Perfect.